O filmare de pe autostrada A12 din Olanda arată cum muncitorii au lucrat inclusiv noaptea și în condiții de ploaie la realizarea unui tunel lung de 70 de metri. Din imagini se observă cum structura de beton a tunelului era pregătită deja pentru a fi amplasată sub corpul autostrăzii. Chiar și așa, situația este una extraordinară pentru că lucrarea a fost efectuată într-un singur weekend. Un forumist a scris pe o rețea de socializare în același timp că în Suedia se toarnă asfalt pe ploaie din soare, însă Scandinavia au cele mai bune drumuri din Uniunea Europeană.